Salutare tuturor, să vă dără gemene, gemene minunate. Astăzi vom vorbi despre numerele îngerilor 1, 1, 1 sau 111 numere îngerești, cum vreți să le spuneți. Așa că aceste numere de obicei sunt foarte văzute de toată lumea care este pe această călătorie. Sunt niște numere care semnifică începutul. De multe ori, la începutul acestei călătorii, începe să vedeți aceste numere, mai ales la ceas 1, 11 sau 11, 11, dar este acest număr unul un care este văzut, care inițiază, care practic este o inițiere în lumea spirituală inițial, dar după care să-l vezi din nou și din nou și după această inițiere, este faptul că um, este o manifestare a ceea ce a, gândești, dorești. Practic, îți arată că ai niște idei, sau ideea care te gândești în acel moment este chitată sau este în aliniament cu Dumnezeu, este aliniată cu ceea ce este pentru tine și ar trebui poate să-i actiune. Deci, mai degrabă ar trebui să-i pe acea uh, acel gând, acea idee pe care o ai în acel moment. Și să vezi ce este și doar să faci acea acțiune. Pentru că um, este cumva o energie susținut sau susținut în acel moment când vezi acele numere cu acea idee să faci acel lucru. Cel mai scurt timp posibil. Și a, asta îmi place foarte mult, aceste numere în care pur și simplu îți arată și îți zice sau îți confirmă că, da, uite, acest lucru la care te gândești este ghida de Divinitate, nu ești doar tu că te gândești așa um, în general sau pur și simplu aleator, este chiar ceva care Dumnezeu te ghidează, și atunci o să ai încredere în acel lucru și să-l urmărești și să faci acel lucru pentru că este pentru tine. Pentru că este ceea ce e bun și pentru tine și pentru toată lumea din jurul tău. Eu când văd acest număr, de obicei simt multă iubire în inima mea pentru acest uh, număr și chiar uh, ceva amuzant legat de acest număr. Când mă gândeam de acest videoclip să fac cu numărul gelor 1 111, chiar la ceas a fost la mine 1 și 11 ceea ce a fost foarte amuzant. Că mă gândeam să fac un videoclip cu 111 uh, și la ceas era 111. Deci atunci am zis, da, acest videoclip este ghidat de mine, vreau ca să-l faci, o să fie foarte bine ca să ajuți oamenii cu acest mesaj. Și asta este încă un lucru care numără 111. Îl zice este că să ajungi și în jurul tău, că practic mesajul pe care îl ai sau ce te ghidează divinitatea, aștept și ceilalți din jurul tău, într-un mod sau altul. Nu este doar pentru tine, este și pentru ceilalți. Dar asta nu trebuie tu să forțezi acest lucru. Dar este, ideea este că este un început, este o idee care este ghidată divin și voi aveți tot suportul necesar. Deci, practic, asta îmi place iar la acest mesaj la 111, că nu este doar ok, fă chestia asta, dar este și uh, fac acest lucru, dar uite și e suportul necesar. Și este un suport uh, emoțional în primul rând, care îl primești. Este un sentiment care îl primești. Că, mai în, ales în momentul, de exemplu, când am văzut și eu la ceas 1,1-1 și era vorba despre acest videoclip, am simțit cum în inima mea aveam o multă iubire care am primită de la acest mesaj ca să poți fac și acest videoclip. Să fie mai ușor să-l fac. Așa că puteți să luați și voi în acest fel și mai ales să fiți atenți, cum vă simțiți în momentul în care vedeți aceste numere. Asta este cel mai important lucru. Care este sentimentul? Și de ce este un sentiment uh, bun când vedeți aceste numere și atunci uitați la și ce vă spune divinitatea. Deși asta, interpretația ca pe care v-am oferit, o este una mai generală, poate la ce înseamnă numărul 1, 1, 1 dar ce este cel mai important este cum vă simțiți voi legate acest număr. Pentru că ce înseamnă acest număr pentru voi este mai important pentru că aveți o relație personală cu divinitatea. Așa că tot timpul lăsați-vă să vedeți cum vă simțiți și doar primiți acest sentiment dacă este unul de fericire, dacă este unul de bucurie. Primiți-l în inima voastră și Uitați-vă și să vedeți ce gânduri ați avut în acel moment ca să puteți să urmați acel lucru pe care îl gândeați în acel moment. Ce era această idee care o aveați, care, Dumnezeu, ce, dar este bună această idee. Și mergeți pe departe cu acea idee ca să o aveți manifestată, să vă iubiți pe voi și pe cei din jurul vostru. Bun. Uh. Acesta a fost videoclipul, Voi mai face mai multe videoclipuri de acest gen, dar deocamdată aceasta a fost. Nu uitați să dați un like, să puneți în comentariile voastre dacă și voi vedeți 1.1.1 și să vă abonați la canalul nostru de YouTube dacă nu ați făcut asta deja. Să aveți o zi plăcută!